Un accident rutier grav s-a produs în județul Buzău pe DN2, drumul E85, în afara localității Oravul. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, aflat în vizită de lucru în județ, a intervenit la fața locului pentru a da o mână de ajutor. Din informațiile transmise de corespondenta AgroTV Buzău, Marilena Dinu, două mașini s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat în șanț. Momentul accidentului a fost surprins și de ministrul Agriculturii, care se afla la Valea Râmnicului la o demonstrație de mașini agricole și la o întâlnire cu fermierii din zonă. Potrivit martorilor, ministrul Adrian Oros ar fi intervenit în sprijinul șoferului care se afla în automobilul care a ajuns în șanț. Martorii alături de ministrul Agriculturii ar fi mișcat autoturismul pentru ca șoferul să iasă din mașină. Intrați pe agro-tv.ro unde aveți toate informațiile legate de acest eveniment.